Bine ați venit la proiecția filmului Portretul luptătorului la tinerețe. Pentru mine acest film este un film despre un grup de tineri care a ales să lupte împotriva unui regim comunist care tocmai se instala la putere în acel moment și nu să se supună lui. Astăzi, alegerea ideii de libertate e frumoasă, pare frumoasă și poate părea așa, toți am alege asta. Totuși, la momentul respectiv, alegerea acestei idei implica inclusiv renunțarea la o libertate. Acești oameni au trăit în păduri, pe sub pământ, fără să poată să facă nimic decât că se știau în mintea lor liberi. Personal, mi-am construit personajul plecând nu atât de la un context istoric, cât de la cel diurn al vieții lor de zi cu zi. Viață foarte aspră, foarte dură, care le-a impus un comportament și un și niște relații umane între ei speciale, să le zicem. Așa am construit și personaj, un individ dur, aspru, care nu vorbește prea mult. Sper să vă placă și să aveți o vizionare plăcută.